După câteva încercări nu tocmai încununate cu succes, concertul de duminică seara a demonstrat că muzica de calitate nu duce lipsă de iubitori. Sala mare a Ateneului Giurgiu Vain a fost plină de spectatori dornici să asculte partituri celebre în interpretarea instrumentiștilor de la Orchestra Simfonică Giurgiu. Și pentru a-i familiariza cu opera și cu viața titanilor muzicii clasice, înaintea fiecărei lucrări cântate, dirijorul Virgil Pețanca le-a făcut spectatorilor o scurtă prezentare. Are o dinamică extraordinară. Ajunge să scrie la două săptămâni. Pentru că astăzi am ales spune o lucrare foarte cunoscută, mica stelară, de fapt este o simfonie, în patru părți, o simfonie de mici dimensiuni. Mica stelară. Și răsplata nu a întârziat să apară. Aplauzele au curs după fiecare reprezentație. Concertul Bijuterii Muzicale a fost organizat de Primăria Giurgiu prin Centrul Cultural Ion Vina și a fost susținut de talentații artiști, instrumentiști Orchestrei Simfonice Giurgiu, dirijați de Virgil Pețanca.